Bună ziua, bine ați venit la Primăria Bogdănești. Mă numesc Iftin Calina, sunt purtător de cuvânt a Primăriei Bogdănești. Județul Bacău. Avem și la Vaslui o primărie. Da, o primărie. Da, județul Bacău. Bine ați venit la noi și... Da, o să vă rog, când veți vorbi, să vorbiți un pic mai tare. În primul rând, subiectul despre care vrem să discutăm astăzi este raportul Camerei de Conturi și acest raport a fost generat de control pe care l-ați avut în perioada anterioară. Pentru ce perioadă a fost acest raport? Pentru anul 2014. Anul 2014. Cât a durat acest control al Camerei de... 30 de zile. 30 de zile. Pe scurt, faceți o prezentare a acestui raport și care ar fi, să spunem, neregulile pe care le-a constatat Curtea de Conturi. Uitați, nu o să le spun mari nereguli, o să le spun doar nereguli. Nereguli, da. Pe puncte. Haideți atunci să vă ajut eu, da, eu păi, haideți, că e mai simplu așa. Mai bine. În linii mari, ce s-a constatat? Unde au fost problemele mai importante? Pe domenii, să spunem. Haideți să o luăm punctual atunci. Da, referitor la stabilirea, evidențierea și urmărirea încasărilor veniturilor bugetului local, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, obligațiile bugetare pentru cazurile consemnate de specialiști de la Curtea de Conturi. Așa au fost... Nu, haideți să o luăm atunci altfel. E vorba, Camera de Conturi Bacău, respectiv Curtea de Conturi, spune așa: impozitul pe teren a fost colectat necorespunzător în perioada 2011-2015. Da, Cum a fost, mai mare sau mai mic? Cum ar fi trebuit să fie? Da, Curtea de Conturi s-a referit la impozitul intravilan. Așa. La noi a fost într-o singură categorie, în categoria C, conform actelor normative. Dânșii au constatat, având în vedere că nu putem delimita zonele din comuna Bogdănești din intravilan, fiind o zonă mai mult la șosea, să trecem tot intravilanul în zona A. Deci, practic, impozitarea a fost mai mică, fiind în zona C, am trecut în zona A, o parte s-au recuperat, o parte urmează a fi recuperate. Exact asta vreau să vă întreb, dacă, pentru că aceste impozite trebuiau să ajungă la bugetul local. Da. E clar că bugetul local a fost păgubit de o anumită sumă de bani. Desigur, astăzi la Bogdănești nu vom vorbi de foarte mulți bani, ci exact, vom vorbi doar de aceste nereguli, pentru că abia în final o să vedem și o să analizăm împreună dacă legea a fost încălcată sau nu, cu bună știință sau nu. Sigur că este foarte important că acest impozit a adus un minus la bugetul local. Stadiul, dacă ați primit niște termeni de la Curtea de Conturi, spuneți-ne dacă pe acest punct deci banii la au fost acest recuperați punct, până în acest moment. Deci până a plecat Curtea de Conturi, deci pe parcursul controlului Curții de Conturi, noi am operat debitarea. O parte dintre persoane au plătit exact de atunci, o parte au plătit până la 31 decembrie. Acum avem aproape 95% recuperată suma la data... Deci au mai rămas 5%. Da, 5%. Care... Cam în cât timp apreciați că veți aduce la 100% această recuperare? Noi sperăm cât de curând. Problema e că avem programe de executări silite, de aici sunt probleme. Sunt persoane care nu n-au achitat nici restul impozitelor. Bun. Pe de o parte, deci, acest impozit pe terenul intravilan a fost unul din punctele constatate de Curtea de Conturi că
nu s-a încasat. Pe de altă parte, la eliberarea autorizațiilor de funcționare, iarăși nu au fost respectate anumite chestiuni. Vis-a-vis de acest raport, în legătură cu autorizația. Ceea ce v-am spus. Da, să termin întâi cu primul punct. Deci suma pentru care, pentru terenul intravilan, a fost foarte mică, în jur de 500 de lei, per toți debitorii. Deci n-a fost foarte, foarte mare suma. La al doilea punct, referitor la autorizațiile de funcționare, inspectorii de la Curtea de Conturi au constatat, luând baza de date după internet, că mai multe societăți au sediul pe raza Comunei Bogdănești și nu sunt înregistrate la noi. Noi nu aveam de unde să știm că au sediu înființării, că și-au înființat societatea la noi. Aici au fost probleme. Noi am verificat și noi în urma controlului de Curții de Conturi. Am făcut listele, am reușit să dăm de societăți, unele erau radiate, deci nu s-a confirmat cele spuse de Curtea de Conturi. Pentru cele care existau, în jur de 5 sau 6 societăți, la fel, am procedat la debitarea sumelor respective, i-am invitat să vină să-și ia autorizație de funcționare, deci am demarat toate lucrurile. Bun. Aici, dacă până acum putem spune că nu sunt probleme deosebite, avem o problemă cu încălcarea, așa spune și Curtea de Conturi, încălcarea legii salarizării. La ce ne referim aici? În primul rând, în legătură cu procente de 25% la unele salarii, la niște sporuri, da? Acordate ilegal din punctul nostru de vedere, și de asemenea la un alt punct, ca să sintetizăm, tot așa un spor în legătură cu șeful ISU de la dumneavoastră. Da, referitor la sporurile salariale, având în vedere că domnul șef SVSU, deci situații de urgență, a beneficiat de un spor de dispozitiv, el fiind 24 la ore, 24 din 24 la sediu, cum ar veni, pentru probleme, i s-a acordat acest spor în anul... Da, știți foarte bine că legea prevede că nu beneficiază de acest spor. La controlul de așa la curte... Așa ați apreciat dumneavoastră la nivelul primăriei, așa că dacă a fost... el e tot timpul în alarmă... Da. Ei, dar nu. Problema e că la celelalte controle de la Curtea de Conturi a trecut ca fiind legal. Aici... Pentru că între timp, trebuie să precizăm, au mai fost modificări și în legislație. Da. Dumneavoastră sunteți jurist. Da. Ei, necunoașterea legii, vă dați seama, nu exonerează persoana de, fie ea fizică sau juridică, de acest. Deci, aici avem într-adevăr o încălcare a legii. Ați recuperat sumele de la... Da, s-au recuperat în totalitate până la 31 decembrie. Așa. În ceea ce îl privește pe domnul secretar? În ce privește pe domnul secretar și pe mine personal... A, și dumneavoastră ați... Da, avem... Este vorba dumneavoastră de... Dumneavoastră ce sumă ați încasat în plus? Cred că în jur de 20 de milioane. 2000 lei, de lei. Da, 2000 de lei. Le-ați adus? Nu, pentru că avem contestație pe rolul instanței Tribunalului la Bacău. Ce? La Tribunalul Bacău? La Tribunalul Bacău. S-a făcut contestație la Curtea de Conturi, am primit de la dâns și răspuns, după care s-a făcut contestație la Tribunalul Bacău. Ce șanse suntem. Aveți să câștigați acest proces? Sincer. Sincer, cred că la sunt. La 1 la 100%. Cred că 95%, 90%. Apreciați dumneavoastră că avem... Ce lege a invocat Curtea de Conturi? 90... Da. 330... Care se referă la ce? Care se referă la salarizarea personalului din unitățile administrative. Bun. Și domnul secretar, la fel, este... Da, face parte tot din acest... Da, este vorba de sporul de confidențialitate. Da, dar conform Camerei de Conturi, nu trebuia să primească acești bani. Conform Camerei de Conturi, dânșii au zis conform legii 330... Așa.
S-a abrogat acest spor. În 330 s-a abrogat numai sporul de mobilitate, care, într-adevăr, conform sentințelor judecătorești, că noi avem sentințe judecătorești rămase definitive, prin 330 numai sporul de mobilitate a fost abrogat. Sporul de confidențialitate n-a fost abrogat. Mai fac dânsi referire la o ordonanță. Problema este că acest lucru s-a întâmplat pe parcursul, în cazul domnului secretar, între 2005 și 2014. Da, deci, 9 ani de zile, acest spor, spune Curtea de Conturi, a fost primit ilegal. Dacă cumva veți pierde procesul, e vorba de o sumă destul de importantă. Deci este vorba de... Fiind 25% din salariu, e o sumă destul de mare. Când aveți să termine? Lăsați că legea o găsim da, noi da. După aia. Când, ce termen aveți? Deocamdată n-am primit nicio citație pentru termen. Da, este acțiunea este făcută, este depusă în ianuarie, pe 26 ianuarie, la Tribunalul Bacău. Da, deci așteptați. Așteptăm, și da. Posibil să dureze. Durează pentru că este procedura prealabilă. Spuneți-ne, vă rog, în legătură și vorbim tot despre acest raport, da. Cu încredințare directă a unor lucrări, cu o firmă din Oanești. Puteți să ne spuneți numele acestei firme? Noi îl avem, dar dorim să vedem transparența da. Dumneavoastră. Cred că este vorba de SC Girona. Așa, corect. Da. Care a primit, spune Curtea de Conturi, undeva pe la vreo 8.000 de lei în plus nejustificat. Deci lucrări care, din punct de vedere al Curții de Conturi, nu ar fi trebuit să fie plătite. Da, Curtea de Conturi a făcut referire la transportul care era trecut în situație de lucrări. Li s-au părut dânșilor o cotă prea mare. Drept urmare, a fost anunțată firma chiar în timpul controlului. În timpul controlului au achitat această sumă, au venit cu ordinul de plată exact în timpul controlului. Deci câte contracte de încredințare directă ați avut în anul 2015? De încredințare directă? Cu aproximație. Că sunt puține aici, în da, Bogdănește. În Bogdănește liniște și pace aici, așa. 15-16 contracte cam așa. Dumneavoastră apreciați ca fiind legale aceste încredințări? Da, atâta timp cât sunt atâta timp cât se încadrează în suma care ne permite să facem încredințări cine directe. Cine semnează aceste încredințări directe? Semnează și domnul primar? Da, domnul primar, compartimentul contabilitate, juridic, achiziții publice. Da, dați-ne câteva exemple de lucrări la care sunt încredințări directe. Reparații de drumuri comunale, reparații de sediu, exact, de primărie. Exact, dar spuneți-mi și zona, unde? În Bogdănești, cunoașteți localitatea, nu? Da, cum să spuneți, nu. Lucrări de drum în zona cu tare. Lucrări de drum zona peste vale. Așa. A mai fost... Nu credeți că domnul primar ar trebui dânsul să ne răspundă la aceste întrebări? Că le știe mai bine. Da. Așa da. Este. Ce alte chestiuni a mai remarcat Camera de Conturi și ce alte recomandări v-au mai făcut? Pentru că eu am vorbit doar de câteva dumneavoastră, dacă am omis ceva să ne spuneți. Da, alte recomandări. Referitor la inspecțiile fiscale, să fie mult mai dese decât sunt. Deci noi facem inspecție fiscală, dar având în vedere că suntem personal puțin, foarte, foarte greu reușim să plecăm. Apreciați că ar mai trebui personal angajat la primăria Bogdănești? Da. Ca să ca personal, ca să putem acoperi și să reușim să lucrăm într-un termen optim, mai trebuie să făcute angajări. Noi reușim să ne descurcăm așa cum puțin cât suntem, bănesc reușim că să sunt facem. Bani puțin și de aceea nu se fac alte angajări. Da, da. Da? Deci, care este gradul de îndatorare al comunei?
Bănuiesc că acesta ar fi motivul principal. Nu știu să vă răspund. Da, iată... Face referire acest raport la o decizie a Înaltei Curții de Casație și Justiție din 13 decembrie 2009. La ce se referă această decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție? Dacă poate data viitoare o să vă faceți o sinteză. Da, e mai simplu. Eu mi-am făcut această sinteză și o să trecem peste acest lucru. Haideți să, pe final, am înțeles. Deci, mare parte din sumele pe care le-a constatat acest control au fost recuperate. Mai sunt, recunoașteți că mai sunt anumite sume care în continuare foarte trebuie minime. Să... Foarte mici, dar trebuie... Eu vă spun, fiecare leu din bugetul local, spuneam noi și înainte de interviu, din punctul nostru de vedere al presei, înseamnă orice leu care lipsește din bugetul local, înseamnă o încălcare a legii. A fost constatat o încălcare a legii sau nu prin acest raport? Da, Curtea de Conturi așa a specificat că sunt încălcări ale legii. Acum urmează să demonstrăm. Deci mai aveți ce mai avem. Pe rol acest proces, o contestație. Noi vă dorim succes, sperăm da, să mulțumim. O puteți rezolva. Ideea este că vreau să vă spun un lucru. Am căutat pe Google. Comuna Bogdănești, în ceea ce privește transparența, este o comună cu transparență zero, am putea să-i spunem, din acest punct de vedere, pentru că nu existați. Deci, pe internet, această comună nu există, din punct de vedere al presei. Noi ne bucurăm și vă mulțumim că, iată, începând noi suntem de, deschiși pentru... Începând de astăzi, sunteți deschiși și ne bucurăm și vă mulțumim pentru acest lucru și sperăm să avem în continuare un dialog deschis cu dumneavoastră. Mă, la plăcere. Mai ales că mai sunt și alte probleme și o să-i anunțăm de pe acum pe telespectatorii noștri că... Data viitoare vom discuta de ce unul din consilierii locali nu a fost invitat în termen legal la una din ședințele de Consiliu. Când apreciați că puteți să discutăm despre acest subiect? Undeva la sfârșitul lunii... Martie. Lunii martie. Bun. Noi vă mulțumim pentru că ați avut amabilitatea. Ce considerați că ar mai fi de precizat pentru telespectatorii noștri? Da, deci Curtea de Conturi a fost în control la noi. Mare nereguli nu s-a găsit, nu suntem în, să spunem că lucrăm în condiții bune. Da. Mai e loc de mai bine? Este, întotdeauna este loc și de mai bine. Dacă nu, suntem, practic ei au și un rol de a ne coordona în activitatea noastră, pentru că nu avem nici noi de unde să le știm și nu... Ei au, în primul rând, un rol de coordonare pentru activitatea noastră și după aia de control. Că așa se numește chiar și când misiunea dânșilor. Când pagina de internet, spuneți-ne câteva cuvinte despre pagina de internet. Pagina de internet acum, începând de anul ăsta, este destul de... E blocată? A fost blocată, acum am încercat să dăm drumul, încercăm să... postăm tot ce este necesar pentru contribuabil, pentru toată lumea. Sperăm în scurt timp să fie cu toate datele puse la punct de către toate compartimentele din primărie. Știți de faptul că declarația de avere a domnului primar nu a fost publicată din anul 2010? Deci aici iarăși da, încălcarea legii. Am înțeles. Poate da. Până data viitoare poate anunțați pe domnul primar să-și publice de conform legii, pentru că e o obligativitate. Noi vă mulțumim și ne vedem la sfârșitul lunii să discutăm despre modul cum sunt anunțați consilierii locali în ceea ce privește ședințele de Consiliu. Rugămintea noastră este să vă documentați foarte bine, pentru că noi am filmat aceste ședințe de Consiliu și de fiecare dată legea a fost încălcată. De ce? Pentru că există un termen legal în care, cu
o perioadă de timp înainte, consilierii locali trebuie să primească această înștiințare și nu numai, și proiectele de hotărâri. Da. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! O zi bună!